Trebuie să știți că luați acest tip de gândire, veți fi abuzat. I-am spus asta lui Roxanne. Ești mai potrivită pentru a fi abuzată susținând valorile despre care vorbesc. Vrei să ieși? Știți? Celor care vin la sesiunile mele le spun: veți pierde contactul cu această lume. Veți învăța să vă displacă. Veți fi bătuți de poliție dacă marșați și protestați împotriva războiului. Și vor câștiga, pentru că ei au controlul asupra armelor, echipamentelor de stingere. Ei controlează totul, radioul, și te fac să arăți ca un bastard. Când ești eliberat, proprii tăi oameni te vor bate, gardienii nenumiți despre care vorbesc sau gardienii autonomiți sau cei care au fost convinși să susțină acest sistem. Obișnuiesc să ia copiii în armată. Ar lua copiii. Ar fi bine dacă ar plăti pentru nașterea bebelușului și hrănesc copilul până la 18 ani și spune: acum trebuie să te alături armatei. Dar mamele și indivizii plătesc pentru copiilor. Ei le iau prin boli și orice altceva, apoi guvernul îi ia de la ei și spune: ăsta e prețul pe care îl plătiți pentru libertate. Prostii, e prețul pe care îl plătiți pentru a sprijini sistemul stabilit. Aș fi vrut să avem o democrație. Aș vrea să existe și poate că de aceea am devenit mai bine informat, pentru că verificam să văd dacă avem un sistem democratic. Am aflat că nu am avut. Ok?